Zilele acestea, iubitorii de artă și frumos au ocazia să admire lucrările unui artist plastic alături de creațiile unui designer vestimentar. Galeria Alexandra spune față în față doi artiști, pictorul Ștefan Pelmușe și designerul Florin Dobre. Galeria Alexandras este gazda primului eveniment dintr-o serie de manifestări dedicate artei din România în toate formele ei. Galeria promovează artiști plastici, creatori de bijuterii, designeri de modă, muzicieni și tineri meritoși într-un loc plin de lucruri frumoase, într-o notă artistică și intimă din inima Bucureștiului. Ștefan Pelmuș pictează de peste 25 de ani, este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, iar lucrările sale au fost expuse în muzee din România, Franța, Israel, Canada, Chile, Brazilia. Pictura mea e pictura mai de simbol, mai o lume nevăzută, pictura de interior, posteriorul artistului, nu e o pictură de plein air, pictură cam obișnuită, cam zi de zi. E mai specială și unii spun că e originală. Florin Dobre este un designer român devenit celebru după ce a definit conceptul de super dandy relaxat, într-un clip cu milioane de vizualizări. Colecțiile sale de modă s-au lansat la Londra, iar creațiile sale au apărut în reviste celebre de fashion precum Vogue sau British GQ. Ultima colecție este inspirată din natură. Colecția s-a numit Cerul Albastru, ca idee, pentru că nu cred că mai știm că cerul este albastru, pentru că nu se mai vede din marile orașe. Și încerc să readuc naturalul în măcar pe hainele oamenilor, dacă în inima lor nu se mai poate foarte mult. Expoziția va fi deschisă timp de o lună. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate, vă aștept cu informații extrem de importante pentru sănătatea.